Bun găsit, dragi prieteni, o nouă ediție de Sport Arena la zi live aici pe Metropola TV. Dacă este marți, încă mai avem câteva meciuri de discutat din Liga 1, pentru că am avut ultimele meciuri de play-off și câteva meciuri de baraj, care unele dintre ele s-au terminat surprinzător, am putea spune. Urmează și barajul pentru Conference League. Și sunt ușor emoționată pentru că am băut prea multă cafea astăzi, dragi colegi, de aceea în Varga, Ionuț Florea și Ionel Luțean alături de noi. Deci, dacă mă ia gura pe dinainte, să știți că nu e din alte motive. E final de sezon, Alice, pare explicabil. Da, pare că mă bucur înaintea tuturor. Pare explicabil, da, aproape liniile sunt contorate la mai toate nivelurile. Pare că luăm vacanță. Așadar, ne apropiem de vacanță și asta se simte, cred, și pentru noi. Nu, nimeni, nimic, toată... Înainte... Da, nu, să ne înțelegem, ce te zic să nu spunem adevărul. Înainte să intrăm în live, aici a fost multă voie bună, multă muzică, toată lumea se simțea foarte bine. Uite, acum că s-a dat drumul la live, nu mai vorbește nimeni cu mine. Ce faci, Dacian? E normal să ne simțim bine, ziua colegului nostru, Iliuță. Exact, și urăm la mulți ani pe această cale. Este colegul nostru care ne ajută de fiecare dată, este regizorul nostru de platou, drag și scump. Am făcut un dans cu Iliuță. Așteptăm acum. Așteptăm și mâncarea și băutura, nu e așa? Normal. Da, Alice, dar pare normal pentru Dacian, campion, eu cu Ionuț, UTA și FC Argeș. De petrecere ne arde în situația în care sunt echipele noastre. Adevărat, amândouă sunt la paraj. Ce facem noi? Și niciuna nu stă prea bine, din păcate. Nu stă bine, din păcate. Dar la începutul acestui sezon, echipa Sport Arena la zi a ales așa fiecare în parte câte o echipă care va accede către mult revenitul play-off. Acum eu stau cât de cât mai bine pentru că am ales pe ce voluntar și nu am ajuns la barajul de retrogradare. De Dacian nu vorbim. Iar colegii noștri au ales UTA și FC Argeș, care din păcate... Am ales, dar eu cred că, uite, sunt și în asentimentul lui Ionuț. Am vrut să echilibrăm un pic balanța, știi? Adică să fie cineva și în zona de jos a clasamentului. De ce să fie totul atât de plăcut, nu? Ca la Dacian. Hai să venim și noi cu partea aia, cu emoții până la capă, nu? Am înțeles că dacă facem nuntă, să facem și mormântare sau cum, domne Ferici? Avem toate ingredientele. Am înțeles. Haideți să vorbim despre meciurile care s-au mai disputat în play-off pentru acest loc 3, care a contat foarte mult. Am văzut că s-au împărțit și nervi și vorbe foarte urâte, dar, din păcate, ăsta este fotbalul. CS Universitatea Craiova și Șepsi Sfântul Gheorghe cu un scor de 1-0. Formația din Sfântul Gheorghe a reușit să câștige la Craiova, chiar dacă pentru ei am fi putut spune că sezonul s-a încheiat foarte bine, cu o victorie în Cupa României și cu un nou trofeu pe masă. Iată că nu s-au dus prea modești la Craiova și au obținut 3 puncte. O echipă profesionistă. Nu mă așteptam să fie altfel din partea celor de la Sepsi, care mereu am spus că au nu doar o echipă, sunt un club profesionist. Exact. Și atunci era normal să se ducă să joace șansa, la fel cum a făcut și Farul Constanța. Eu cred că scorul este mincinos. N-am văzut meciul în totalitate, dar am văzut rezumatul. Eu cred că scorul putea să fie mult mai mare pentru cei de la Sepsi. În schimb, de partea cealaltă am văzut Universitatea Craiova, care cred că cel mai slab meci făcut în campionat în anul acesta. Penibil a fost cuvântul lui Andrei Ivan. Sinceritate maximă din partea capitanului echipei. Penibil. Și nu-mi explic. Joci ultimul meci acasă. Știai, fer convins că la pauză au aflat și ei rezultatul. Știau și în timpul meciului rezultatul. Da? De acolo, adică depinzi doar de tine și nu reușești să câștigi contra celor de la Sepsi, care... Cred că, nu știu, au și petrecut o zi, două. Adică ai avut meciul în mână și ai jucat cel mai slab meci din campionat. Au venit și la tine acasă, iarăși ar fi trebuit să conteze. Exact. Ne aducem aminte, Universitatea Craiova în acest campionat juca foarte bine acasă. La ei erau probleme în deplasare, dar acasă jucau foarte bine. Acum, nu știu, au dat așa, parcă cu piciorul la găleata cu lapte când trebuiau să se încununeze și să meargă în Europa. Din păcate pentru ei este un sezon ratat. Total ratat, pentru că locul 4, fără nicio calificare într-o competiție europeană, cupa la fel, care era și un obiectiv pentru ei, nu au reușit. Și cum a spus și antrenorul celor de la Universitatea Craiova, cel mai slab meci de când este dânsul la echipă. Da, păcat pentru cei de la Craiova, dar un sezon care, din păcate, s-a lăsat și cu multe declarații. Am auzit ce a spus domnul Rotaru. Am obiective foarte înalte, dar probabil nu în fotbal. Da, domnia sa în fiecare an are obiective foarte înalte și de fiecare dată știe unde a greșit
iar următorul sezon începe și face aceleași greșeli pe care le face de fiecare dată, dând credit unor jucători care sunt extrem de alintați, extrem de capricioși și în momentele acestea decisive clachează așa cum se întâmplă de foarte mulți ani în ceea ce înseamnă fotbalul din Craiova. Pentru că dădeam exemplu nu doar a Craiovelui Mihai Rotaru, și cealaltă Craiova a patronului Ademir Tudelu, care are posibilitatea să demonstreze că greșim atunci când spunem că orașul Craiova, după performanțe notabile din anii 90, nu poate să joace meciuri importante și să le ducă la capăt așa cum au fost cele de titlu, de conferență, de Europa și așa mai departe. Până la urmă, Craiova arată ca o echipă blazată care, așa cum zicea și Dacian, știa foarte bine ce se întâmplă la Cluj. Mai ales, ok, poate știa la un moment dat că a egalat, dar știa că a mai avut un penalti ratat, că se discutau lucrurile acestea. Intri la pauză, e important să știi că Farul joacă bine și că e în șansa ta să mergi în Europa. Dar, încă o dată spun, patronul Mihai Rotaru a greșit atunci când a preferat să-l dea afară pe Mirel Rădoi și să păstreze jucătorii care nu ajutau echipa și care erau alintați peste măsură. Iată că a venit Eugen Neagoe, un antrenor bun, dar care, din punctul meu de vedere, nu are răutatea și autoritatea de a controla și de a ține în mână niște jucători capricioși. Și dacă se va întâmpla așa și în sezonul viitor, rezultatul va fi același. A, se pare că la Craiova nici armonia la nivel de conducere nu mai este la ea acasă. Sorin Cârțu prefața disputele din ultima etapă, aruncând foarte multe acuze nefondate până la urmă către partida de la Cluj-Napoca. A fost amendat ulterior de Mihai Rotaru, patronul echipei, spunea Ionuț de Eugen Neagoe, este un tehnician care niciodată, la câte echipe le-a pregătit, n-a trecut de locul 6, ceea ce spune foarte mult și de capacitatea dumnealui, probabil, de a conduce o echipă care are pretenții mult mai înalte în campionat. A fost confirmat, însă iată că vine Mihai Rotaru și spune că da, Eugen Neagoe pare să fie omul potrivit, dar stafful nu este la același nivel și va fi o modificare în stafful lui Eugen Neagoe pentru un alt contur, probabil, al activității fotbalistice în sezonul care urmează. Șepși, în schimb, marchează printr-un jucător care nu și-a ascuns niciodată afinitatea și dorința de a juca la Craiova, Marius Ștefănescu, care este oltean. El este acondat de Șepși de foarte multă vreme. A evoluat la Liga 3 câteva sezoane bune până când a ajuns la un nivel care să-i permită să facă pasul la Șepși. Intră din postura de rezervă și marchează după un contraatac blitz acolo de foarte bună calitate, însă cred că a fost admirabil la final, domnilor, faptul că toată echipa covăzneană s-a strâns în jurul lui Cristiano Bergodi, care se afla la ultima sa prezență acolo. A fost așa o afinitate incredibilă și a arătat, din punctul meu de vedere, legăturile astea foarte strânse, care au fost la Șepși și care au ajutat echipa să ajungă până aici. Ce va fi de aici încolo, vom vedea, mai ales că în urmă cu doar câteva minute s-ar fi anunțat că principalul favorit pentru a prelua banca tehnică este nimeni altul decât Liviu Ciobotariu, cel despre care știam cu toții că da, va avea o variantă în Arabia Saudită. Ori a fost foarte versat Liviu Ciobotariu, aruncând această direcție pentru toți cei care urmăreau atent acest scenariu, Arabia Saudită. Puțin mai devreme a apărut informația că foarte aproape de a parafa un angajament cu Șepși este Liviu Ciobotariu. Bine, cred că o să vedem multe schimbări de antrenor. Nu ce am citit în presă acum înainte să au intrăm, deja multe să intrăm în direct, am văzut că și Ioan Ovidiu Sabou a renunțat la postul de antrenor de la Ucluj. Cei care au renunțat anterior în cealaltă etapă. Deci... Să vedem ce se întâmplă și la CFR. Bine, dacă stai să te uiți puțin, Dacian, nu sunt demiteri. Sunt final de contract. Cum a spus și Adrian Mititelu. Exact. Până la urmă, Napoli i-a expirat contractul, Liviu Ciobotariu i-a expirat contractul, Ovidiu Sabou i-a expirat contractul, Bergodi i-a expirat contractul. Poate sunt schimbări inerente la un moment dat, în momentul în care... Final, la Botoșani i-a expirat contractul? De fapt, nu, că acolo la un moment dat ieșise în presă domnul Eftime și spunea că l-a prelungit până în 2000. Și avea o clauză. Exact. Legată de conferență. Da. Eu aș mai puncta ceva la Craiova. Nu l-aș condamna foarte tare pe Sorin Cârțu Ionel pentru ceea ce a făcut. Pentru că, până la urmă, domnia asta ce a făcut? A ieșit în presă și a spus că el e convins că Farul nu se va duce să se omoare acolo. Două tăișuri, asta vreau să spun. Pentru că îi motivezi foarte mult pe cei de la Farul. Exact, asta a vrut să facă. Asta a vrut să facă, Dacian. Să-i motiveze pe cei de la Farul. Dar tu, ca echipă care joci acasă, nu ești în stare să bați un Sepsi venit după 3 zile de sărbătoare? Eu nu înțeleg, iartă-mă, Ionel, eu nu înțeleg chestia asta să ieși și să spui că, domne, declarațiile din timpul săptămânii ne-au turnat plumb în ghete, n-am mai știut ce să jucăm. Auziți, domnilor, echipa campioană, Farul Constanța, avea nevoie de vreo motivare din altă parte. Hai să fim serioși. Dacă tot am ajuns indiferent la ei, haideți să trecem un pic și la cealaltă parte, pentru că avem destul de multe de discutat și în paralel cu discuția aceasta, cred că putem să facem o legătură. Faptul că Farul Constanța nu s-a dus să piardă la CFR Cluj a stârnit foarte multe nemulțumiri și am văzut asta cu toții. Un scor de 2-1 pentru formația constanțeană, care a încheiat acest sezon încununat de încă o victorie.
chit că deja știau că sunt campion, nu s-au dus, da, pe genunchi. Dar nimeni a spus Alice că o să se ducă să se cu predea. Cu siguranță. Da, gândește-te că acum 7-8 dar, ani... Dar faptul că nu au făcut asta a fără deranjat. Fără cinste lor, din punctul meu de vedere, au luat eventul jucând la fel de bine în mintea mea, intrând cu jucătorii de, știu eu, altă clasă, mai tineri. Până la urmă au jucat cu aproape cel mai bun 11 constanțenii. Dar dacă... Și uite, așa arată clasamentul la finalul acestei competiții. Meritat. Am, cam poate din primele 6 din punctul de vedere, exact așa ar fi trebuit să arate clasamentul meritat. Adică nu aș fi văzut Sepsin mai mult de locul 6, la fel Rapidul, în opinia mea, își merită locul 5, nici mai sus, nici mai jos, la fel și Universitatea. Hai să spui că poate la Universitatea Craiova cu CFR acolo, să zici că s-ar putea. Adică n-ai fi văzut facă... o discrepanță foarte mare dacă ar fi fost un schimb de locuri între ei. Dar în rest și Farul Constanța a meritat. Dar meritat, un schimb de locuri FCSB-ul. Între FCSB și CFR Cluj? Nu. Nu, pentru că CFR Cluj în, play-off, în afară de două victorii contra celor de la Sepsi și vreau aici să vă readuc aminte, pentru ce am spus. Sepsi o să facă 7 puncte. Câte puncte au făcut? 8. Au făcut 4. 8 au făcut. Au 2 victorii și 2 egaluri. Egaluri au? Da. Da, uite, sunt au egal cu Farul și Giulești. Uite clasamentul. Și au bătut pe Rapid și pe Craiova. Da, pentru că au făcut, da, 8. Eu am spus că o să aibă minim 7 puncte. Să știi că am vrut să completez faptul că, uite, cu aceste 3 puncte ai câștigat pariul cu Ionuț. Da, vreau să te felicit. Încă un pariu. Nu, dar revenim. Numai pe câștiguri au fost al nostru sezonul ăsta. Numai se pe vede că vine din iarbă. Eu cu Ionel suntem din afara fenomenului, mai mult pe margine. Pe margine. Da. No, eu cred că era clar pentru oricine, pentru că partida de la Cluj înapoi era decisivă. Nu cred că cineva, care este un om realist, fotbalistic vorbind, se gândea că Farul, proaspăta campionă, va face vreo concesie. Gică Popescu declara de altfel, tocmai din acest punct de vedere, că dacă meciul de la Cluj-Napoca nu era important atât pentru Gazde cât și pentru Craiova, poate că Gică Hagi ar fi acordat liber unor jucători care onorează în perioada următoare convocări la echipa națională. Așa a mers cu echipa de bază și a câștigat, respectându-și clar statutul de echipă campioană din toate punctele de vedere. Dar nu l-aș fi văzut vreodată pe Gică Hagi să se ducă să facă act de prezență sau doar așa, să stea pe banca de rezervă și să se uite la meci. Sau să accepte o înfrângere. Adică să bage, nu știu ce să bage, 11 juniori în teren de nu și atenție, domnilor, că în aceea zi echipa a doua juca cu CS Tunar partida de baraj. Deci chiar dacă ar fi vrut probabil să mai lanseze ceva jucători, chiar dacă în prima manșă era 3-1 pentru Farul 2, s-a întors soarta partidei în jocul retur, 4-0, deci nu prea avea soluții. Exact. Erau angrenați în tot felul de partide, Under 19, echipa a doua, Under 17, și a dus echipa de bază care și-a respectat nu statutul, aducându-l din nou la rampă pe acest Luis Muntean. Se pare prea mult să vorbim de niște meciuri în care era normal să se joace corect, adică nu înțeleg. Dar ce așteptări ar fi trebuit să existe? Adică... Unii s-au supărat că s-a jucat corect. No, eu m-am gândit, domnilor, că da, și Dan Petrescu a aflat eu la... Eu cred că după un sezon și care s-a terminat așa cum s-a terminat, și stresul adunat, și nervii și așa mai departe, cred că pur și simplu și-au spus cuvântul, nu cred că ar trebui catalogat ca fiind un om rău sau opticos. Da, nu este un om rău, Alice, dar ne-am uitat sâmbătă la ce s-a întâmplat în Germania. Ușor, da. Da, Dortmund în fața 80.000 de spectatori întâlnește Mainz, care venea după 4 înfrângeri la rând și după un 7-0 în tur dat de Dortmund la Mainz. Și face 2-2. Da. Ei, oamenii ăia nu s-au condus 2-0, exact, și nu s-au dus un minut la cei de la Mainz să le sufle ceva, să le îi certe că au pus piciorul mai tare. Nu, în Liga a doua, iarăși, nu știu dacă ați văzut ceea ce s-a întâmplat. Hamburg era promovată în minutul 94 și minutul 109, după ce s-au bucurat. S-au bucurat deja pentru cealaltă echipă care cu care nu, se lupta, Heidenberg sau nu știu ce nume, are un nume mai ciudat, a promovat. Exact. N-am văzut vreun scandal, n-am văzut ca și oamenii... Și cei de la Hamburg s-au dus la baraj. S-au dus contra Stuttgart. Nu, am urmărit și eu, dar se pare că în Germania există o altă diferență care probabil în perioada următoare am văzut. Andrei Voghin, consilierul președintelui FRF, a declarat acest lucru. În Germania este permisă premierea echipelor care n-au niciun fel de șansă. Se pare că Mainz tocmai s-a bucurat de această facilitate, pentru că în Germania acest lucru este posibil. Contează, evident, că flerul tău de fotbalist profesionist te îndeamnă să joci până la capăt, dar când vine și astfel de recompensă... La noi, se pare că am văzut o declarație a lui Andrei Voghin, tocmai legat de aceste partide din Germania, care spunea că și din punct de vedere al dumnealui, în perioada următoare, poate că în România ar trebui să fie permise astfel de stimulente. Rămâne de văzut dacă se va și aproba acest fel. Dar la noi sigur să se interpreteze, pentru că să se spună, nu știu, a venit echipa X și a dat echipa Y
o sumă de bani și apoi trebuie în următorul campionat să-i întorci favorul. Bine, totul se interpretează, cum bine spune Alice. La noi nu există... Nu, mai bine să rămână așa, să nu mai fie la noi nu-și vede nimeni de treaba lui. La noi toată lumea se uită întâi la... La noi n-a fost nevoie de premiere, Alice. Până la urmă, echipele și-au respectat blazonul, au câștigat. Da, exact. Au jucat serios. Dacă ar fi după mine, bine, n-am eu puterea asta. Dintre CFR și CSU Craiova, ar fi trebuit să stea amândouă acasă și să se ducă direct FCU la baraj. Atâta timp cât tu, echipa campioană, nu poți să bați a doua echipă, iarăși Craiova, nu poți să bați acasă. Înseamnă că n-ai ce să cauți în Europa. Lasă tata să se ducă altul care poate își dorește mai mult, stai acasă și la revedere. Nu că nu și-au dorit, n-au putut. Înseamnă că nu au valoare în momentul de față. Nu, zici că pedala un gol. Deci nu puteau, încercau și nu reușeau. E când bați doar de două ori în 10 etape în play-off și aceeași echipă și tu vrei campionatul de aceea, despre ce vorbim? No, e ora schimbărilor, cu siguranță, la CFR. Este ora schimbărilor, iar acest parcurs modest... E și greu, modest... Ionel, totuși au 62 de meciuri, dacă nu mă înșel. Urmează al 63-lea. Iată că pleacă probabil și Dan Petrescu, care pare să fie tonul acestor schimbări la CFR. Pare să fie o normalitate. Echipa a câștigat cam tot ce se putea în ultima perioadă, nu? Vine o asemenea, știu eu, lipsă de adeziune, lipsă de inspirație, lipsă de implicare, pentru că te-ai obișnuit probabil cu titlul, peste jucători și au trecut niște ani și pare momentul probabil după plecarea lui Dan Petrescu, dacă se certifică, nu? Cristiano Bergodi, facem o paranteză, era la toate echipele care caută antrenorul acum, inclusiv la CFR, probabil că se va schimba optica. Am și văzut, Neluțu Barga spunea, bani mai puțin, jucători străini mai puțin, miză pe jucători români, salarii decente, nu mici, probabil că este momentul în care CFR-ul va schimba optica, cu ce rezultate, cât de rapid va fi această echipă din nou în prim plan, vom vedea în perioada imediat următoare. Bun, o să așteptăm să vedem ce schimbări vor apărea și la cei de la CFR Cluj, dar schimbarea de antrenor este una dintre cele puse pe listă, ca să spunem așa. Putem să trecem la următoarea parte, dar nu mai aveți nimic de completat, nicio paralelă de făcut. Oricum, o să mai vorbim de CFR, exact. Pentru că au un meci. Da, vorbim ulterior despre meciul care se va disputa pe 1 iunie. FCSB și Rapid București cu un scor de 5-1 pentru formația giuleșteană. Un meci fără miză. Nici măcar această bătălie a orgolilor despre care asta vorbește toată spun, lumea. Era o bătălie doar a orgolilor, a jucătorilor celor de la... Cred că mai degrabă a celor de la Rapid. Pentru că era o presiune mare pusă pe... Au avut un pic de galerii, au avut de spălat un pic câteva păcate. Da, iar cei de la FCSB, nu știu, am văzut acolo multe improvizații. Am văzut pe Rada Slavescu în dreapta, adică... A primit o șansă, ultima, probabil. Da, știi că eu mai merg cu trolebuzul, Alice, și cu autobuzul și de câte ori, sau se întâmplă uneori să stau în stație și când vine trolebuzul, scrie pe display probe. E, asta ar fi trebuit să scrie pe echipamentul FCSB-ului, la mulți jucători, probe, iar unii ar trebui să se apuce de altceva, pentru că sportul acesta al chinuie grav. Adică FCSB ar fi trebuit să înțeleagă, măcar în al 12-lea ceas, că au și ei o datorie față de suporteria care se duc peste tot după ei. Domnule, e al 8-lea an în care noi nu reușim să luăm un titlu și vine Rapid și te bate 5-1, egalând cea mai bună performanță după 13 ani. Acum 13 ani, tot cu săpunarul pe teren, FCSB pierdea în Giulești tot 1-5. Adică Andone, ar trebui, cu domnul Ioan Andone pe bancă. Trebuie să ai și tu orgoliul tău de fotbalist. Nu se poate să intri și uite-te la Tavi Popescu ce face. Și dăm timpul înapoi în momentul în care Meme Stoica iese și spune nu trebuie fotbaliștii să aibă educație. Ei trebuie să dea cu piciorul minge. Uite ce face Tavi Popescu când echipa, să spunem, și intrase ușor în ritm și putea să pună probleme, face o prostie care pleacă tot de la acest alint de care unii de jucători au parte. Și FCSB bifează al 8-lea sezon fără să câștige nimic. Degeaba dai cu piciorul minge dacă nu știi cum, nu? Mă, dar Tavi a dat bine. Aceea reușită a fost spectaculoasă. Da, fotbalistica arată în continuare că are argumente pentru a fi un jucător interesant. Că sunt alte lacune, probabil, sau sigur. Dacă nu și le completează, ele vor trebui completate. Și această calitate. O speranță și cum este, pentru că degeaba, nu știu, degeaba te pune antrenorul pe margine dacă domnul patron te bagă în echipă. Sau mai bine zis, degeaba te pune antrenorul în stânga unde tu joci bine dacă domnul patron te mută în dreapta ca să intre altcineva în stânga. Deci, până la urmă, omul acesta e de înțeles. Eu am făcut paranteza aceasta cu educația pentru că au subliniat cei de la FCSB că nu contează. Ba da, contează. Dar contează și felul în care omul acela joacă unde îi place lui să joace. Sau cum este tratat din anumite puncte fără de discuție. Vedere. Pentru că, până la urmă, mie mi se pare puțin că, nu știu dacă tu, Dacian, ai simțit chestiunea asta, dar de ani de zile mie mi se pare un pic că e o percepție
că băieții ăștia sunt și acolo niște marionete sau niște roboți care trebuie să performeze și cam atât. În orice condiții, orice, da. Orice condiții nu contează. Le-a murit pisica, le-a născut soția, nu e nicio importanță, tu trebuie să fii fix la fel liniar și dacă te-ai abătut cât duci de puțin de la drumul tău, gata, imediat. Ori te-ai abătut pozitiv și ești ridicat în slăvi, ori te-ai abătut negativ și... Indiferent de situație, trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ. Chiar adică dacă faci un meci bun sau chiar dacă faci un meci și ai și tu frustrările tale și ai și tu părerile tale și ai și tu preocupările tale externe acestui sport. Că lasă-o Dumnezeului, că nu, toată lumea care se duce la birou, doar nu doar asta vede. E un job și ăsta, ca oricare altul. Și au și viața lor personală, care ar trebui respectată într-un anumit fel. No, și lipsa asta de coerență, pentru că Vali Crețu, un jucător care probabil ar fi util la câteva echipe din Liga 1, era văzut ca principalul, știu eu, pericol acolo, până în ghilimele, și eliberat din funcție, iată că îi se prelungește contractul, chiar lui Vali Crețu. Denis Aruț, despre care se spunea la un moment dat că, indiferent de felul în care va evolua acum, are locul asigurat pentru viitoarea stagiune, pentru că acest băiat merită mai multe șanse, este anunțat acum după partida, modestă de altfel, acel celebru club acolo cu Daua, că nu va mai intra în calcule. În schimb, întrebarea tuturor domnilor cred că este următoarea. Dacă Vlad Chiricheș, căpitanul echipei naționale, acceptă să vină la FCSB, de ce o face? Pentru că se vorbește de interesul celor de la CFR, se vorbește de FCSB și dacă Vlad Chiricheș, nu putem să spunem că nu este un jucător important pentru fotbalul românesc, cu o vastă experiență, vine din Italia. Este important dacă nu să se accidenteze. Dacă se nu, dar de ce vine la FCSB unde știm cu toții cadrul ăsta? Întrebarea cred că este foarte, foarte importantă. Iar răspunsul de asemenea, de ce ar accepta căpitanul echipei naționale să vină la FCSB, unde știm cu toții mixtiunea despre care se vorbește, faptul că antrenorul nu are autoritatea necesară. Acolo vine ca și un lider. Deci înseamnă că se poate lider. Totuși, probabil, până la un punct, ca jucătorul să fie respectat, să spună punctul de vedere, vorbind de Vlad Chiricheș. Eu nu cred că poate să spună punctul de vedere. Și de ce ar veni? Niciun jucător. Și de ce ar veni Vlad Chiricheș? Credeți că e un jucător care poate să spună punctul de vedere la FCSB? Dar Chiricheș s-ar întoarce și știe foarte bine relația cu finanțatorul. De ce ar face acest pas? Asumă. La 33 de ani? Când semnezi cu FCSB, ți-asumi. Exact, știe ce face și dacă vine la FCSB, cred că e un plus pentru această echipă. În perspectiva viitorului sezon. La FCSB, 100% este un plus. Dar, repet, doar să nu aibă accidentări. Dacă da, se accidentează, el s-a accidentat de foarte multe ori. Nu prea are cu ce să te ajute. Dacă stă două luni, joacă un meci, două, Doamne ferește, iar se accidentează, cu ce te ajută? Să joace 5-6 meciuri într-un tur de campionat? Se vorbește și de CFR, că ar fi pe urmele lui. Vlad Chiricheș, să vedem dacă decide la 33 de ani să se întoarcă în fotbalul românesc, care avea aceste două variante, pentru că... Echipa lui, dacă nu mă înșel, a retrogradat, nu? Da, oricum nu s-a ridicat la nivel salarial, pentru că n-ar mai conta probabil banii pentru Vlad Chiricheș. Dacă ar conta acest lucru, nu s-ar întoarce în acest moment în campionat din România, pentru că nicio echipă, poate toate din prima ligă, adunat, n-ar putea să-i ofere salariul din Italia. Dacă o să aibă ofertă din străinătate, cred că o să aleagă acea ofertă din străinătate. Are și din străinătate, dar se vorbește tot mai insistent de faptul că s-ar întoarce la FCSB. Da, văzut, de urmări. Exact. Până în momentul în care nu vedem 100% un anunț oficial, exact. Zvonuri am tot auzit. Ce facem Ionuț cu Taarat? Pentru că a jucat la Buzău cu Gloria Buzău și scorul a fost de 0-0. Mai avem un meci de care pe care cineva trebuie să meargă, din păcate, sau să rămână în Liga a doua și cineva în Liga 1. Uite, când a început meciul, vreau să fac o fotografie a tribunelor care erau goale și să-i trimit prietenul meu, Dacian. M-am uitat, n-au fost chiar goale, nu e exagerat. Stai, lasă-mă să spun la sfârșit. Iar în minutul 15, toată tribuna a doua era plină. Tribuna 1, probabil de unde se filma, era plină. Doar peluze erau mai subțiri, nu știu de unde au venit oamenii în 15 minute, pentru că atunci când a început meciul, bătea vântul și mă gândeam... Aș putea să-ți spun, să știi, poate au intrat mai greu pe stadion, mă gândesc... E vreo zonă de promenadă acolo, popcorn, ceva, au stat parcul, e parcul fix lângă și mă gândesc că poate au stat la coadă, este o celebră doamnă acolo la stadion care vinde diverse alimente, ca să zic așa, spectatorilor și cred că au stat la dânsa la coadă. Revenind la partidă, mă așteptam mai mult de la UTA. Se mai întârziați noi la Buzău, ce să zic. Nu, dar mă bucur că n-am avut dreptate și că prietenul meu Dacian a avut dreptate. El se baza pe o afluență de public, au fost vreo 5-6 mii, stadionul are vreo 12 din ce am înțeles capacitate. Dar cred că s-a stat mult la dar până s-a intrat. A fost destul de vie atmosfera, de caldă. Buzău a pus probleme în multe momente, chiar și Mircea Rednic a cerut să-și prezinte scuze în fața suporterilor pentru prestația arădenilor, dar cred că la Arad lucrurile se vor schimba, Alice. Și, dar vreau să te întreb ceva, pentru că este echipa ta. A fost echipa ta când s-a terminat. Bine, mai este un meci. Da.
Crezi că UTA poate să joace mai slab decât a jucat la Buzău? Pentru că, din punctul meu de vedere, UTA a jucat execrabil. Bine, știi foarte bine că ei în deplasare nu joacă nimic. Da, totuși vorbim de o echipă din Liga 2, Buzău, adică... Da. Care nici nu arată foarte convingător. Serios, s-au terminat pe locul 5, dacă nu mă înșel. Hei, ușor cu Buzăul, da, ușor cu Buzăul. Arată mai bine totuși în ultima perioadă. Hai să... Ia uite, da. Am pachetat-o Ionel imediat, arată mai bine. Câteva zile înainte a luat 4 de la Steaua. Da. Adică... S-a omenajat pentru meciul ăsta, de aceea. Repet, am văzut meciul, sincer, nu meritau nici acel egal. Au avut o ocazie în prima repriză, da, aceea centrare din partea dreapta lor, centrare în fața porții pe jos. Am văzut cum arată un brazilian de la Arad. Dacă așa arată jucătorii brazilieni din fotbalul românesc, prefer să văd un copil care are și pop de 17-18 ani. Nu poți, Alice, să scapi singur cu portarul, să-ți centreze perfect acolo și tu, în loc să pui latul și... Dar ce am, făceai altceva de acolo? Nu puneai latul direct spre poartă? Te mai duceai cu ea undeva de acolo? Și centrează în partea stângă, în fața porții, la 10 metri și opre ei, se urcă pe tine, o dai... Dar până la urmă, UTE este foarte greu să atace când joacă 4-4-2 cu Anton și Ubinga în mijlocul terenului. Pentru că sunt doi jucători care nu pasează în față. Și atunci, de unde superioritate? Ai jucat cu două vârfuri, cu Postolachi și cu Chișeru, dar n-au ajuns mingile la el, pentru că oamenii... Dar Renic tot le spunea, exact, atacanții exact, să coboare, să lege un pic jocul. Lege, da. Exact. La Arad totuși jocul. Va fi altceva de aceea, pentru că vor fi spectatori mulți și cred că UTA chinuit va câștiga. O să fie spectatori. Eu am spus și cer mii de scuze și față de cei de la Buzău și față de cei de la Dinamo. Eu am spus că sunt favoriți echipele din Liga 1. Păi, și toți credeam asta. UTA și FC Argeș. Dar, repet, am văzut UTA și FC Argeș sub orice critică. Adică, nu știu, cred că ar fi trebuit să joace amândouă între dacă ele, care să rămână. Da. Sau nu știu, care, da. Serios, Argeșul cu UTA. Să se voteze așa, nu? Că dacă, și Buzău și Dinamo au jucat foarte dacă bine. Dacă nu știi ce echipament au, nu știi care e echipa de prima ligă, exact, și care este, bravo, cea de-a, exact, doua. Corect. Dacă dai drumul la televizor ca simplu privitor pentru prima oară, ce? Nu-ți, bă, cred că ăștia în alb ar fi mai... Da, UTA, o lentoare. Zici că era un meci amical din cantonament, ultimul meci amical în cantonament înainte de întoarcerea acasă. Așa erau meciurile amicale, când aveai ultimul meci amical înainte să te întorci acasă din cantonament. E, un meci de genul ăsta era. Nu mai știai cum să îți spuneai la arbitru, haide, băi, fluieră mai repede, fă o repriză de 40. Că tot vorbeai de arbitru, când eram și eu arbitru, adevărat, nu la nivelul ăsta, președintele nostru venea să ne vadă și noi îl întrebam. E acest domn președinte, cum a fost? A, bă, taci din gură, n-a văzut că a fost tango d'amore, n-ai avut nimic de arbitrat. Cam așa a fost și aici. Un tango d'amore fără prea multă implicare. Exact. Am un rezultat, da, bun pentru Buzău până la urmă, pentru că presiunea la partida retur este clar pe UTA. Doar pe UTA. Doar pe UTA. Din păcate, să spunem, Adi Mihalcea are probleme mari de efectiv, deși revine antrenorul, care a fost suspendat acum, a văzut meciul de acolo dintr-o cabină undeva, că venea să coboare, să arunce de acolo. Are câteva absențe notabile, nu știu dacă va putea recupera o parte din jucători. Vreo doi deja au părăsit echipa la Buzău, nemulțumiți oamenii care conduc clubul de aporturi lor. Presiune mare la Arad, dar iată ce poate face un tehnician cu mare experiență. Sunt sigur, domnilor, că niciodată, dar niciodată, Mircea Reli nu făcea acest gest să-și ceară scuze suporterilor. Pentru că știe că la Arad, principalul atu al echipei în lupta cu Buzău, nu sunt jucătorii, ci publicul, care va fi acolo număr mare și va împinge de la spate. O echipă care e capabilă. Până la urmă, are câțiva jucători care pot găsi niște execuții acolo, în traistă. Trebuie să demonstreze. Păi trebuie să demonstreze și poate să mizează... Trebuie să găsească în bagajul lor de cunoștințe, probabil, pentru mulți. Că și aici este un semn mare de întrebare. Ultima partidă în tricoul UTEi, indiferent de rezultatul partidei, că mulți vor pleca. Și atunci tu, ca jucător, te zgândărești acolo. Ce faci? Mă, m-am simțit aici cât de cât. Dau totul și ultima partidă? Chiar dacă plec? Sau, asta e, bifez meciul ăsta, am plecat, treaba lor, ceva mai departe. Trebuie să joci pentru păi tine. Trebuie, eu te înțeleg, așa e normal, dar să-i vedem pe gazon. Îți rămâne CV acolo, retrogradare. Adică chiar dacă tu pleci. A, jucătorii care au experiență... Am fost la UTA și m-am retrogradat cu acea echipă. Nu trebuia să ajungi aici, în primul și în primul rând, dar totuși, dacă ai ajuns... Are atu ăsta cu Mircea Rednic, Adi Mihalcea are și el în trecutul lui o trecere pe la Arad, revine pe banca tehnică. Buzăul chiar nu are ce pierde și vă reamintesc că este singura echipă care a spus răspicat de la începutul campionatului că obiectivul clar este promovarea. Au ajuns la baraj și în contextul în care CSA Steaua n-a avut acest drept. Sunt acolo, șansele sunt mai mici, evident, la retur, dar pleci de la 0-0. Iar ce a făcut Dinamo aseară, cu siguranță, dă un imbol și celor de la Gloria Buzău în perspectiva meciului de la Arad. Exact. Hai să trecem la partida celor de la Dinamo cu FC Argeș, care s-a terminat cu un scor de tenis, nu? 6-1 pentru Dinamo, pe Național Arena, aproape jumătate plină.
am rămas mască, nu venea să cred. Ce s-a întâmplat la Dinamo? La jucătorii celor de la FC Argeș, e clar că sunt mari probleme acolo între români și străini. E clar, s-a văzut cu ochiul liber. Și dacă nu ieșea Calcan să spună la declarații, întrebați și pe străin, era clar că există o ceartă, o discuție, dacă nu cred că chiar au ajuns să se, să se ia la bătaie, să se îmbrâncească prin vestiar. Păi și spuneai de aceea de UTA. Iată ce se întâmplă când jucătorii, români sau străini, sunt în această postură. Nu vor, nu pot, iată rezultatul. Spui că vor, că ar trebui, da, ar trebui. Dar dacă, din păcate, pe gazon acolo sau în culise se întâmplă astfel de lucruri, iar când ești pe gazon, ești incapabil, ce faci? Dinamo a început foarte bine, foarte bine. A început partida, au știut să joace pe contraatac. Bine, și niște greșeli impardonabile a celor de la FC Argeș, care, repet, cum am spus și la UTA cu Buzău, nu știai care e echipa de Liga 1 și care e echipa de Liga 2. Bine, cred că nici cel mai pătimit suporter al celor de la Dinamo nu se aștepta la un 6-1, dar o spun și au spus-o și cei, am văzut și jucătorii, cei din conducere, nu trebuie să se culce pe ureche, pentru că cum au dat 6, poate să ia și 6 de la Argeș. Adică a fost seara lor, le-a intrat tot. Toate devierile au ajuns la ei. Execuțiile. Toate șuturile au fost gol, adică s-au făcut și greșeli foarte mari. Și cei de la Dinamo au făcut greșeli, pentru că nu cred că a fost un meci. M-am uitat, cred că la toate meciurile, celor de la Dinamo, nu cred că a fost un meci în care să nu văd o greșeală sau două mare în apărarea celor de la Dinamo. Din fericire pentru ei, nu au fost taxați. Dacă erau taxați, se strângeau și pentru cei de la Dinamo se strângeau frustrările și puteau chiar să fie egalați. Dar dai gol imediat după un minut de viere, iar în loc să fie, nu știu, să și rămână entuziasmul ăsta din tribune, se face entuziasmul 5-1, apoi iar pe contraatac 6-1, o atmosferă senzațională. Mă așteptam să fie și mai multă lume, pentru că Dinamo atrage în continuare. Atrage, n-are cum să nu atragă. Adică acum, mă așteptam de să multă peste lume, 30.000 de oameni. Peste 30.000 de oameni. Mă așteptam să văd... Să că s-au mai strâns cei drept în ultima dacă perioadă. Dacă nu mă înșel, cred că au fost 25.000 de spectatori. Eu zic, domnilor, că misiunea principală și rolul principal această echipă, evident câțiva jucători de calitate, să nu uităm că Dinamo a jucat fără Patrichie, are o vârstă, fostul tău coleg, dar rămâne un reper important acolo în defensivă, Ahmed Bani, care de altfel e un jucător tânăr, de perspectivă, un titular cert. Eu cred că marele merit la Dinamo l-are fără doar și poate Ovidiu Burcă, cel care era privit probabil de mulți așa cu foarte multă rezervă când s-a dus la Dinamo. El cerea după primele partide, mi-aduc foarte bine aminte, domnilor, răbdare. Eu, echipa sincer, asta a fost unul dintre cei care l-am criticat. Și adică n-avea încredere. Pentru că, da, pentru că el a spus, stați, domnule, așteptați 7-8 etape. Eu asta vreau să spun. Dinamo, e greu să spui, nu știu, așteptați 7-8 etape. Era mult jucător care a venit. O declarație ușor exagerată, da, din partea adică, dânsului. Ce să vezi? Că trage de timp, așa da, se părea. Da, așteptat 7-8 etape. Uite, acum ia gândește-te, da? 4 puncte câștigate în primele etape erau promovați direct. Nu, dar erau da, pentru că la ei nu s-au înjumătățit punctele. Ei au intrat în play-off cu punctele care au fost din campionat. De ce spunea Ovidiu Borca acest lucru? Erau jucătorii noi, mulți dintre ei. Dinamo era într-un moment delicat. Cerea răbdare pentru ca ideile lui, generoase, iată să vede acum, să fie puse în aplicare. Cerea un pic de răbdare. A venit această răbdare din partea fanilor și echipa a început să arate din ce în ce mai bine. Evident, cu anumite sincope pe care le-am văzut în meciurile din campionat. Iată că Dinamo arată bine exact când trebuie și scoate la rampă câțiva jucători de o certă calitate. Nu degeaba, Gică Hagi a anunțat oficial interesul față de la mine, Ghezali, care este un jucător interesant pentru România. Iar dacă Gică Hagi se orientează la astfel de jucători, a demonstrat-o de atâtea ori, intră în categoria asta și Rivaldinho, ca și Carnat, atâta vreme cât a luat titlul, știu că sunt multe rezerve. Când spui de jucători de genul ăsta, nu? Dacă Gică Hagi se orientează, are argumentele lui pentru care nu se uită atent la astfel de jucători. Unul dintre ei, bine, Dinamo dacă promovează, nu știm exact situația contractuală a jucătorului. Dacă mai are contract cu Dinamo, dacă devine... De față, Ghezali poate să joace la orice... Poate juca Dacian, un jucător cu o tehnică fină, cu o ușurință mare. Și o viteză bună. Și o viteză bună, clar viziune. Execuții. Execuții, da. Eu cred că la oricare echipă din Liga 1 poate să joace Ghezali.
și așa cum v-am obișnuit destul de des, eu nu-ți vine să vă contrazic cu câte ceva. Stă acolo, tace, observă discuția dintre colegii mei și la un moment dat, când are ceva de zis, sigur e pe dos. Ia zi, Ionuț. Nu, sunt de acord cu ce a spus Ionel. Și eu cred că artizanul acestei promovări este Ovidiu Burcă, pe care l-am avut în studio. Ali, știi foarte bine că am vorbit cu domnia sa și ne-a prezentat exact cum vede fotbalul, dar a întâlnit un management sportiv dezastros în ceea ce înseamnă FC Argeș. Din păcate, această echipă și-a săpat singură groapa, iar acest final, care a fost unul de-a dreptul rușinos, atestă faptul că în momentul în care ești haotic, în momentul în care nu ai un plan bine pus la punct, rezultatul nu poate fi decât acesta. Și l-aș felicita pe Ovidiu Burcă pe această cale și mă îndrept puțin și către un articol scris astăzi în gazetă de Dan Udea, unul dintre cei mai buni gazetari și jurnaliști de sport pe care îl urmăresc. La un moment dat spunea că Dinamo anul acesta a fost ca un copil orfan care s-a trezit singur, părăsit și n-a știut exact pe unde să apuce, ușor, ușor și a pus haine pe el, a început să găsească de mâncare și a reușit să ajungă cu titlul acesta de a putea promova pe masă. Până la urmă, în momentul în care Dinamo a început, chiar eram aici cu Daniel Nazare, colegul nostru, și mă întreba unde vezi Dinamo și spuneam dacă nu-și repară lotul și nu vine cineva cu bani, poate să retrogradeze chiar în Liga 3-a. Cam asta era imaginea pe care noi aveam despre Dinamo proaspăt retrogradat în Liga 2. Iată că Dinamo realizează marea surpriză a Ligii a 2 și este la 90 de minute de o promovare pe care, spun eu, puțini o vedeau la felul în care a arătat echipa când a retrogradat. Deci un discurs pe cinste, cum ar veni din partea... Felicitări pentru Ovidiu Burcă. El este cel care merită toate felicitările, așa cum Hagi a reușit titlul la Constanța și a reușit Ovidiu Burcă să promoveze cu această formație. A avut și liniștea necesară din toate punctele de vedere, pentru că oamenii care încă sunt lângă echipă... Două greve, Ionel. A știut să gestioneze foarte bine lucrurile, s-au întors destui oameni de bine pe lângă Dinamo. Situația, chiar o știu foarte bine pe medicul echipei, care este ploieștean, Mircea Miu, un nume important în această lume, și era și el încântat de felul că pe parcurs, văzând că rezultatele încep să apară și că acești jucători, clar, au calitate demonstrată de multe ori, lumea a început din nou să se strângă. Și atunci rezultatele nu aveau cum să nu apară, chiar dacă spuneam și aceste sincope, care arată că Dinamo are nevoie de multe pentru Liga 1, clar. Ionel, au apărut și banii. Asta am spus și eu, pe măsură ce timpul... După conferința de, după liniște meci, financiară. La conferința de presă a spus că sunt cu banii la zi. Și asta se întâmplă de câteva luni. Asta spun. Adică contează să ai și salariul la zi. Gândiți-vă că la Dinamo nu sunt niște salarii foarte mari. Da? Pentru băieții aia contează salariul. Pentru că poate mulți au familii, au rate de plătit, au chirii, au... Nu știu, sunt jucători de aceea și eu nu sunt jucători, jucători cu mare experiență care nu s-ar sfii să spună că da, lucrurile nu merg în regulă. M-am mirat, de exemplu, că Daniel Popa spunea la Chindia, după ce echipa a retrogradat, evident spunea de fiecare dată, jucătorii și-au găsit toți alte destinații. Daniel Popa a semnat deja cu Cluj, ca și Căpușă, ca și Marco Dor, ca și mulți alții. Dar el spune, de ce n-ai personalitatea asta dacă lucrurile merg prost? Să atragi atenția la timp, domnilor, faceți ceva. După ce retrogradează... Să fi gândit că să nu... Acum că mai sunt 2, 3, 5, 7 meciuri, nu știu de când au fost probleme acolo, și să nu creeze acum așa o discuție, o ceartă acolo. Asta da, Dinamo cu banii la zi, o atmosferă foarte, foarte bună și partida retur poate aduce dorita revenire în Liga 1. Bun, pe 1 iunie, de ziua copilului, să vedem care copii vor fi mai fericiți, pentru că se dă acest baraj pentru Conference League la Cluj, între CFR și, bineînțeles, formația craioveană FCU Craiova. Să vedem. Nu văd nicio favorită, Alice. Chiar dacă CFR joacă acasă... Cu cine sincer mai poate fi favorită CFR anul acesta? Dacia? Asta spun. Adică, dar făcând o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în partida celor de la FCU Craiova și FC Voluntari, unde am văzut o întoarcere de scor fantastică și cei de la Voluntari care au pierdut, din păcate, la 11 metri. Da, dar... Judecând așa, prin prisma acestui meci. În acest meci, nu. Chiar dacă CFR joacă acasă, o spun... Dacă voluntari, tare și răspicat că nu sunt favoriți. Dacă Voluntari a fost capabilă să dea 3 goluri, nu o văd pe CFR să dea 3 goluri niciunui adversar în acest moment din Liga 1. Așadar, Craiova, dacă merge să joace fotbal, are toate șansele să răstoarne calculele hârtiei și să meargă în premiere în Europa, după tentativele din 2009, atunci când Vasluiu le răpea această șansă. Dar uite, vorbind despre această partidă a celor de la FCU Craiova și FC Voluntari, Ionel, cum s-a văzut această pierdere care... Din păcate, doar la loviturile de penalizare, mi se pare, după ce ai muncit atât, mi se pare că e o înfrângere mult mai dureroasă.
Da, ușurare așa la 3-0, cu siguranță cei de la Craiova se gândeau la partida următoare. Vine repede un gol, te bagă în meci, nu te dumirești bine și bine reușita a doua, ești pe Valtul ca echipă vizitatoare de FC Voluntari, spun, chiar jucătorii de la Craiova punctau că n-au trăit așa ceva, mare parte dintre rămân ei. Rămân și cei de la Voluntari, 10 oameni. Și 10 oameni și totuși reușește galarea. Asta arată totuși că FC Voluntari are o echipă competitivă, dincolo ușoară, știu eu, lentoare pe final de partidă. Însă spune că dacă CFR-ul vrea la ultima partidă acum sau caută jucătorii care au încă calitate, o reminiscență a valorii lor, o dorință de a se despărți bine de echipă, pot pune probleme și pot câștiga jocul cu FC-ul Craiova. Nu văd evident favorită pe formația craioveană acolo, chiar dacă are câțiva jucători de calitate, chiar dacă noul antrenor este deja băgat în pâine acolo și probabil se implică alături de Nicolo Napoli. Cred că CFR-ul ar trebui să se despartă frumos, cum spune Dacian, ar trebui jucătorii să fie acolo. Argumente au. Să vedem dacă le și vor pune pe gazon. Un pas de Europa. Exact. Și atunci... un pas de Europa. Rămâi la... au și niște prime. Nu cred. Sunt fer convins că au niște prime, nu? Pentru... de obiectiv. De... Varga le-a livrat un salariu acum înainte de dubla aceasta. A mai rămas doar unul restant tot în ideea aceasta de a-i motiva suplimentar. Da, nu e nici ușor la salariile de la CFR, adică managementul ăsta e. Jumătate de an. Ai un salariu cu câteva zerouri acolo. Ăsta este mediul fotbalistic din România. Normalitatea în alte părți. Din păcate sunt și cluburi care, iată, își permit să se întindă probabil mult mai mult decât este plafonul. Și aici este de admirat Șep și Oseca. Spunea la Slodi Oseghi, da, vom face o ușoară mărire a salariilor, foarte ușoară, pentru 3-4 jucători de calitate care ar trebui să ne ajute în Europa, dar plafonul rămâne acolo. Cel care poate fi plătit și atunci ai stabilitate că tu ca antrenor și ca jucător nu ajungi, îți poți lua salariu. Octombrie, noiembrie, decembrie să ai probleme cu jucătorii, să nu mai fie concentrat, să nu mai dea 100% pentru că sunt probleme cu banii și atunci preferă să aibă stabilitate, să spună, băi, vă plătesc mai bine, vă dau, nu știu, 2 lei și vi dau lună de lună decât să vă promit că vă dau 5 lei și să nu vi dau. Nu, pe care până la urmă îi dai, cu întârziere. Mai avem câteva minute și aș vrea să facem o paralelă și între jocul celor de la FC-ul Craiova, care, cum s-a prezentat el în partida cu cei de la Voluntari și cum credeți că o să se prezinte în partida care urmează. Am luat-o un pic, adică am luat-o așa la pachet, ca să zic, în paralel cu cele două echipe. Eu văd o Craiova care vine să atace la Cluj. Eu dacă scoatem ultimul sfert de ori, Alice, s-a prezentat bine. Până la urmă a dominat. Dar ce n-am înțeles eu la meciul acesta, la penaltiuri, de ce trebuie să pui să bată penaltiuri trei fundași centrali? Nu mai există mijlocași, nu mai există alți... Adică îl pui pe Paz, pe Armaș... Să știi că de obicei fundaș și central bat bine. De câte ori l-ai văzut pe Armaș să bată penalti în istoria ta la Voluntari? Da, după meci am auzit că, automat, când ajungi într-o competiție în care poți să ajungi și la 11 metri, da, te-ai întrebat atunci. Faci, exact, dar nu oamenii de mijloc sunt cei mai tehnici, Dacian. Fac, repetă 11 metri. Da. Și vezi atunci bine, n-am bătut rău, dar să-l pui pe Paz, pe Matricardi, pe... Da, oarecum să spui că fundașii, dacă au și calitate tehnică, sunt oarecum puțin mai odihniți într-o partidă și probabil mai lucizi la aceste lovituri de departajare. Însă sunt și jucători creditați ca executanți care spun atunci... Mister, nu mă simt în stare. Corect, da. Sunt și jucători de genul ăsta. Și atunci nu ne miră faptul că unii dintre cei pe care ar fi trebuit să-i vedem acolo spun, justifica, poate, mister, nu pot să bat acum. Corect. Și atunci vine un alt executant, marchează sau acolo nu. Acolo este loterie, acolo putea vorbi. Da, ține foarte tare de noroc și de ghinion. Au fost și niște greșeli acolo în apărare. Am văzut la cei de la Voluntari că facem așa o paralelă. Și portarul și Matricardi, zic bine, acel fundaș central de la Voluntari. Portarul care se desparte de FC Voluntari și a luat la revedere de la echipă după partida de la Craiova, în care chiar ne-a făcut un meci formidabil, chiar dar nu poate șterge cu nimic impresia excelentă pe care a lăsat. I-a scos de multe ori, i-a scos portarul celor de la Voluntari, i-a scos pe cei de la Voluntari. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată de fundașul central de la Voluntari, sincer, Matricardi. De Matricardi. Lent, greoi, multe pase la adversar, nu, pentru mine. Cred că acolo voluntari ar trebui să găsească pe altcineva pe lângă Igor Armaș. Cu siguranță se vor face ceva schimbări, exact asta voiam să spun, și în privința antrenorului, așa cum povesteam mai înainte în emisiunea despre Liviu Cebotariu, care va pleca, să vedem unde, și despre cei de la CFR Cluj, care așteaptă FC-ul Craiova, ar trebui să își repare, nu-i așa, greșelile făcute tot acest sezon. Nu, ar trebui să joace, pentru că nu au jucat nimic. Nu au jucat nimic în acest... Să vină la job, cum ar veni. Exact. În acest play-off, CFR, cred că a fost cea mai slabă echipă din play-off. Ce e mai trist e că îi trăiesc cu senzația că au fost furați de arbitri.
Asta mă doare pe mine cel mai mult. În primul an în care beneficiezi de videoarbitraj, tu să ai senzația că arbitrii ți-au luat campionatul. Deci oamenii încă nu au sunt... Au fost și greșeli, au fost reali. Și greșeli acolo, dar nu poți să dai doar pe greșeli. Eu am mai că spus din cauza aceea, celor... Nu poți să acuzi calculatorul că ți se pare ție că e un număr. Acolo e un soft care trage o linie. De, că ție ți se pare că e în stânga, că e în dreapta, n-ai ce să comentezi. Adică asta cu offside-ul, să comentezi la offside că te-a furat arbitru, nu există așa ceva. Nu, mai ciudat pare că da, Dan Petrescu până la un punct obișnuit acolo cu succesul, să zici că până la un punct să mai ia justificat, dar mai rău este că această stare proastă, din păcate, aceste comentarii s-au transmis și la nivel de conducere a clubului. Că până la urmă și oamenii încep să creadă. Exact. De fapt, nu este adevărat. Antrenorul până la un punct, da, pierde, vede că pierde teren și încearcă fiecare cu strategia lui să dea niște explicații. Dar mai rău este când și conducătorii, mai ales când ai acolo un Cristi Balaj, un nume important în arbitrajul românesc, pe el oricum l-am văzut destul de echilibrat, din multe puncte de vedere. Dar sunt mulți alții care preiau de la Mister Dan Petrescu, au preluat probabil, că nu știu dacă mai e timp cu Dan Petrescu, se anunță plecarea lui în Coreea de Sud. E un tehnician cu nume care are rezultate. Bine, evident acum că... depinde, că, acum nu știu, mă gândesc, o depinde o, și de acest meci? Dacă nu, am văzut astăzi că ar fi deja semnat și că în luna iunie debutează deja pe banca noii sale deci echipe. Deci indiferent de rezultat, el pleacă în Coreea de Sud, ai spus? Da, la o echipă de primă ligă din Coreea de Sud, unde evident financiar este incomparabil cu ceea ce era la Cluj-Napoca. Și cum să ratezi o astfel de oportunitate? N-ai cum, cred eu. Probabil că da, probabil că nu, nu știu. Deci, Alice, dacă pleacă, înseamnă că nu putea rata? Dacă până la urmă nu pleacă, a mai umblat Neluțu Varga? Nu cred. Nu o mai umblă. Nu știu ce să... Nu mai umblă la bancă. Da, nu știu dacă a semnat sau nu. Sincer, eu cred că o să... Și dacă o să semneze, cred că o să semneze după ce se termină acest meci. Nu-l văd pe... Eu nu-l văd pe Dan Petrescu să facă... compromisuri. Să pună o semnătură înainte să termine campionatul, să termine tot cu CFR. Hai că vedem ce schimbări se mai fac până la finalul săptămânii. Aceasta a fost o repriză, nu-i așa, pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă tuturor!